Salut și bine ai revenit! După cum spune și titlul, astăzi vorbim despre Black Friday, dar nu despre ce super oferte au fost sau n-au fost, ci facem o retrospectivă. Mai exact, vorbim despre cifre și date, despre cât au cheltuit românii și mai ales pe ce. Așadar, hai să începem! Așa cum era de așteptat, anul acesta de Black Friday, românii au cheltuit mai mult decât în anii precedenți. Încă dinaintea începerii perioadei de promoții, mai mult de jumătate dintre români, mai exact 54% dintre aceștia, au declarat că vor cumpăra cel puțin un produs în acest an, iar bugetul mediu alocat va fi de 2200 de lei, conform unui studiu Kantar România. Și iată că pandemia i-a învățat pe români să cumpere de pe internet. Mai exact, dintre cei interesați să cheltuiască bani de Black Friday, aproape jumătate au declarat că vor să cumpere de la magazine online, o creștere cu 20% față de anul trecut. În primele 7 ore de când s-a dat startul evenimentului, românii au cheltuit 1 milion de lei pe minut. Comparativ cu anul trecut, de Black Friday, românii au cheltuit în medie cu 200 de lei mai mult. Coșul mediu a sărit de 700 de lei. Conform Agerpres, la ora 11:20, volumul tranzacțiilor ajunsese la 169 de milioane de lei, o valoare record cu aproape 63% mai mult decât în anul precedent. Conform datelor publicate în timp real de PayU România, numărul total al tranzacțiilor înregistrate a ajuns la 212.635, în creștere cu peste 60% raportat la 2019. De asemenea, datele mai arată și că volumele de plată cu un singur click au crescut față de anul trecut, mai exact 92,89 de milioane de lei, fiind o creștere cu 78% față de anul precedent și un total al tranzacțiilor de aproape 124.000, cu un plus de 87% de la an la an. Totodată, volumele totale tranzacționate cu carduri emise în alte țări au atins și de data aceasta o valoare record, 10,4 milioane de lei la aproape 16.700 de tranzacții. În topul țărilor, în funcție de banca emitentă a cardurilor, regăsim Marea Britanie, care conduce topul cu 82%, urmată de Ucraina cu 7,3% și Statele Unite ale Americii cu 1,1%. Acum urmează o statistică interesantă. Un sfert din cumpărători au fost plătite cu un card în rate. Valoarea totală este de 41 de milioane de lei, fără dobândă. Pentru cei care au plătit în multe rate fără dobândă, coșul de cumpărături a crescut la 1142 de lei. Minutul de aur, adică momentul în care s-au făcut cele mai multe cumpărături, a fost înregistrat la 7:44, moment în care s-au efectuat nici mai mult, nici mai puțin de 4.792 de tranzacții. Evident, când vine vorba de categorii de produse, topul este condus detașat de IT, cu 75% din total, urmat de e-tail, produse variate cu un procent de 28,3% și gaming cu aproape 3%. Cum era de așteptat, din cauza pandemiei, categoriile ce țin de confortul casei, îngrijire personală și home entertainment au avut cele mai mari creșteri. În 7 ore de cumpărături frenetice, românii au cumpărat în special televizoare și sisteme audio, mai exact 49.000. 158.000 de produse pentru casă și îngrijirea casei, 74.000 de electrocasnice mici, 42.000 de articole de modă, 48.000 de băuturi alcoolice și cafea și numai puțin de 54.000 de smartphone-uri și smartwatch-uri. Unul dintre cei mai mari retailer din România, EMAG, a avut în primele 7 ore vânzări de 433 de milioane de lei, cu 60 de milioane de lei mai mult față de anul 2019. În primele 10 minute au fost comandate 55.000 de produse. Dar stai că mai sunt produse de care românii au fost interesați. La capitolul produse de beauty și îngrijire s-au vândut prin acest retailer 12.000 de produse, 55.000 de jucării, 38.000 de produse de protecție și echipamente, 27.000 de frigidere și mașini de spălat, 10 automobile, 860 de nopți de cazare, 32.000 de litri de combustibil, 4,4 kg de aur și 18.000 de produse de protecție și echipamente medicale. Avestor a vândut peste 600 de televizoare la o medie de 4-5.000 de lei fiecare, peste 400 de pick-up-uri, peste 3.000 de căști premium și multe alte produse de la Bang & Olufsen, de Viale și Sennheiser, o creștere de 34% față de anul trecut, pe o nișă nu neapărat accesibilă.
Și apoi mai putem să trecem pe lista asta zeci de parfumuri vândute, zeci de mii de cărți de pe elefant, libri sau cărturești și o mulțime de alte produse gen camere de supraveghere de la Rovision, cafele sau aparate de cafea de la Nespresso sau haine de pe Fashion Day sau About You și lista poate continua. Cum s-a întâmplat asta? Păi simplu, noi românii am călătorit mai puțin, am mers ocazional la restaurant și am ținut de bani pentru vremuri mai proaste, așa că avem ce și pe ce să cheltuim. Ei bine, cam astea ar fi în mare cifrele de Black Friday pentru anul 2020. Câte au fost oferte reale și câte prețuri umflate, ca mai apoi să fie scăzute foarte puțin ca să pară reducerea mai mare, nici nu mai contează. Ai apucat să-ți cumpere produsul pe care ți-l doreai, ești fericit cu oferta pe care ai prins-o, bravo ție! Lasă-mi un comentariu și spune-mi tu ce produs ai cumpărat sau, dacă nu ai apucat, ce produs îți doreai. Până data viitoare, nu uita de like, share și subscribe. Numai bine!